La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bun găsit, Mihai! Bine te-am găsit, Oana! Început de săptămână, cu forțe proaspete, s-au întâmplat lucruri frumoase. La Sadova, în comuna Sadova, gazul metan a devenit o realitate, ceea ce e foarte bine. Au dat drumul la gaz la Sadova? Da. Frumos! Bun. Lucru bun. Odată, în aceeași zi cu... Ziua națională, deci este o zi e și care... cu conectarea la așa sau numai s-a dat drumul? Știi, e o poveste mai ciudată. Conectarea la instituțiile publice deocamdată. Înțeles. Deci la oameni mai facem pe după aia. Fiecare păi să vadă cum, cu fonduri, cu ce au, dacă au, să se conecteze. Cum sunt oamenii când vii cu propunerea da, toată lumea da, dar pe parcurs se mai schimbă lucrurile, știi, când te informezi. Cât e? Vai de mine! Bun, și lumea s-a învățat, știi, aici un anumit confort al bradului exact. Din pădure care e moca. E foarte complicat. La noi în România, la noi în Suceava, a fi extrem de complicat să explici omului. La țară, el stă la, sub pădure, înțelegi? El merge 2 metri în pădure, nu-i trebuie drujbă. Că nu-i trebuie drujbă. La cules așa de uscături și își rezolvă problema cu focul, tu îi spui, ți-am adus gaz metan. Hai, poți să vorbesc așa urât? Nu, să mor nu, tu, că... adică, pe bune... Ce mi-ai adus? Adică eu iau gratis așa și tu mi-aduci cu bani. E foarte complicat. Știi ce se va întâmpla cu gazul? Cu toate că toată lumea, bă, vrem gaz, ducem gazul la Dorna, miau. E o grămadă întreagă, e o isterie creată în jurul gazului la Dorna. Dar nu poți să treci, să-i spui omului care se încălzește cu lemne și lemne, da, de o viață și toată instalația lui în casă e pe lemne, să-i spui treci la gaz, la plată. Dar e la mine foc, eram așa mai pe... Ce aveam prin buzunar să nu mergeam într-o zi la Crâșmă, stăteam pe ei și aveam lemne. E un modus vivendi acolo în zona de munte. E foarte complicat să înveți pe oamenii aia să... Știi, să hai să trecem la gaz, hai cu centrală, hai că... Malo, șeful, păi ce faci, mă până la cheltuială? Tu în loc să-mi faci bine, tu îmi faci... Nu că știi cum, mediul dezvățul e mai greu decât învățul. Nu știu dacă e neapărat soluția cea mai bună sau dacă așa trebuia făcut. Poate, eu am să fiu puțin ciudat acum, poate trebuia un moment altfel. Am folosit, ispitiți altfel. Domnule, 2 ani gratis, după aia n-ai încotro, îți dăm centrala, facem cu subvenții. E foarte complicat. Știi ce o să pățim cu gazul în zona de munte unde este lemnul la putere? O să pățim ca la, cum a pățit Gheorghe Fludor, președinte Consiliului Județean, cu sistemul ăla integrat de apă canal. Dacă ții tu minte, acum mulți ani, perfect, am dat drumul la apă la canalizare, după 2 săptămâni, cât s-au branșat nimeni? Auleu, dar cum așa? Nimeni, de ce? Păi de asta... Și să-i pună ăsta să dea bani ca să-i trag apa de la așa și să-i mai facă, să-și facă și canalizarea ca să intre în, să se înțepe. Că nu poți să-i faci canalizarea omului în curte. Și s-a zis omul foarte clar, dar cât costă asta? Atât. Bine, pa. Cam așa a fost situația. Și tare mie că așa o să pățin și cu gazul. Eu vorbesc, sper să vorbesc în nume de rău. Deci sper să nu am eu dreptate. Dar tare mie că așa va fi. Uite-te și tu acum. Câți din localitățile rurale au apă și canal? Deși trece pe la poartă. Da, trece pe la poartă, din păcate puțin. Suntem în 2021, ar fi trebuit să fie Oana, dar tu ceva să fii la... așa, adică bă, am lemn, eu stau în pădure zilei. Și tu vii cu gazul pe la poartă, nu vrei călzire, cât e? Atâta. Deci costă, nu? Da. Te bușiști râsul. Adică, pe bune, chiar vrei să... A, și trebuie să-mi iau și instalații? Da. Și trebuie să plătesc, da? Și trebuie să-mi iau și centrală, da? Și trebuie și... Da. Hai. Ne auzim. Mergeți dumneavoastră la următorul vecin. Când vă întoarceți, treceți Bun, pe la mine. Pe de altă parte, domnul Gheorghe Fluțur, președintele Consiliului Județean, știi ce a declarat? Că pentru guvern este o prioritate de grad Vrei zero. Vrei să-ți dau o proastă? Vrei să-ți dau o veste proastă? Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Vrei să-ți dau o veste proastă? Spune. Pe NRR-ul ăsta cu care ne batem noi așa cu bunii piept, pe cum se bătea Tarzan al lui Jane prin jungla africană, zice în felul următor. Lumea s-a uitat așa mai pe sărite, dar acolo la un paragraf, România este obligată ca de la un anișor și în curând vine anișorul ăla să renunțe la încălzirea pe lemn. Asta dacă vrea să prindă miliardele alea care iarăși ne bate cu bumnii închept că pe domn președinte nostru că bă, v-am adus miliardele de la UE. Stai să vezi când trebuie să-i spui omului că nu mai are voie, că nu-i mai, și nu se mai poate cu lemn. De ce bătiți? Bătiți începând de mâine că noi PNRR, România, facem autostrăzi. Să vezi tu atunci bunăstare și cum va fi plin frigiderul politicienilor noștri de cărniți. Da, de aceea toate datele problemelor ar trebui știute analizate din start, dinainte ca să poți să găsești și soluția. Învață tu oile că de mâine nu mai cu lână. Păi și ce punem? Nu, lasă că este o soluție alternativă, eco, măi, alu,
ia-mă ușor, ia-mă pierdut, așa, nu, mă, nu de săptămâna viitoare, că nu mă pot pregăti. Da, da, societatea s-a schimbat, acum depinde cât de open mind, ca să spun așa, suntem. Open mind, dacă băieții fac căști și începe să-ți tai, zici, păi ce facem? Hai să găsim o soluție. Acum ar trebui, autoritățile noastre ar trebui să gândească cel puțin 10, cum spuneam noi, pe termen mediu, 20 de ani, băi, ce facem peste 20 de ani? Adică așa ar trebui să o gândească. Noi, Doamne ajută dacă trecem iarna asta. Pe bune, vorbim de cai da, uite, pereți. Apropo de iarnă, deși da. Sezonul rece a început, la noi aici începe undeva prin august. Când la sfârșitul august. Da, o nouă parcare a fost modernizată, cea de la Nordic, în orașul Suceava, municipiul. Doamne ajută, fii. Da, și... E bine că acolo era o denivelare. Ce era? Aia de la vis-a-vis, la nord de parcarea aia de la unde e. Așa și taxiurile nu mai așteaptă în intersecție. Au și ele loc acum. Păi nu au loc, nu? Au loc? No, hai că parcarea era dezastru. De vreau să spun cinstit, parcarea da, era una dintre multe parcări care dezastru în Suceava. Nu am fost acolo, am să mă duc zilele astea să văd ce minunății au făcut. Da. Partea, dacă au rezolvat-o cu taxiurile, dăm voie să spun că e o chestie extraordinară. Acolo la toți aceia care ieșeau de la Nordic, nu știu dacă oamenii vizualizează exact, intersecția de la Nordic, vii de pe Mărășești, pleci în continuare Georgenescu, vii de pe Mărășești, stânga faci către patinoar, către primărie, așa, dreapta făceai către un cartier nou, acum către liceul sportiv în spate, DGASPC, unde sunt mii de angajați, erau mii de oameni acolo, sunt blocul turn, e un cartier foarte mare și bine dezvoltat acolo. Aia din cartierul respectiv, când ieșeau în stradă, era dezastru. Mașinile, deci strada fiind foarte îngustă, era numai pe două benzi da, la erau ieșire. Și taxiurile, erau și taxiurile. Semaforul durează exact, foarte puțin 7 secunde, în acea zonă. 7 secunde, 10 secunde, era un dezastru. Nu știai niciodată ce se întâmplă, cum se întâmplă. Taximetriștii săraci urlau, băi, vezi că îmi rupe oglinda noi, băi, dar n-am pe un să merg. Și cum era altceva, nu știu dacă au rezolvat-o, dar am să mă duc zilele astea, intrai în intersecție și mașina aștepta să facă înainte sau la stânga. E, era intrarea în parcare, era cumva prin mașină blocată. Ăla venea și semnaliza stânga că vrea să intre în parcare, ăla săracu aștepta să meargă înainte. Unde să mă duc? N-am unde să mă duc, la mine e roșu. Și era o chestie de aia, un haloi, mă zâna, ziceai, Doamne, în ce țară sunt? Mă duc zilele astea să văd despre ce vorba. Și vin și te informez. Dar dacă au modernizat-o, cum am zis, Doamne, mare la ești, bune ești, Doamne, la bune cât ești, mai doamne. Multe. Da, acum așa, ca să începem săptămâna, știi că am terminat-o bine? Te-a vizitat Moș Nicolae? Eu sunt pe rit vechi. Pe rit vechi, am înțeles. Eu, când e așa, ca să fiu sigur că prind pe plus 14, la mine pe 20. Dacă nu mergi singur și... Mă rezolv zilele acestea. Da, eu preventiv, am pregătit eu ceva așa, dar acum sunt curios să văd dacă... Am primit ce să zic rău, am așa, simbolic, păi simbolic e până la urmă, apropo de mașină, e cufundit, lemnele și de gazul metan de la Sadova. E pe lemne Moș Nicolae la mine anul ăsta. Și copiii n-ar trebui să lemne. Uite tradițiile și ce semnifică Moș Nicolae și de ce ne vizitează și de ce ne mai lasă și câte o vărguță așa cu fundiță roșie. Da, sau nu? De ce lasă la unii numai vărguți? Că n-am înțeles, că eu sunt cu lemnele, nu? Cu... Da, căutăm, ne informăm și te anunțăm despre... A fost bun și așa? A fost bun și așa, da? Bun, așa cum e. Bun rău așa cum este, Doamne ajută. Îți mulțumesc pentru prezent. La mulți ani tuturor celor care serbează Sfântul Nicolae astăzi. Nicoleta, Nicol, așa, Nicolae, Nicu... Toate derivatele. Că avem jurnaliști în Suceava, cu de multe Nicolae, la mulți ani să trăiască, avem colegii Nicoleta, ce bucurie azi... Deci azi e o zi perfectă. Am început de luni, am început corespunzător. Cu dreptul. Mulțumesc pentru prezență. Ne vedem mâine la știrile Bucovina TV. Cu mare drag.